O ediție specială, George Simion, copreședintele AUR, este invitatul meu. Bună seara! Bună seara! Ce faceți? Cred că lucruri bune, sau cel puțin contra curentului, actual contra sistemului, ca să zic așa. Dumneavoastră susțineți campania împotriva vaccinării, domnule George Simion, în mod explicit, sau aveți nuanțe? Nu, noi susținem o altă campanie, care nu există, din păcate. Campania pentru informare corectă a oamenilor. Nu există nici din zona asta radicală antivaccinistă, după cum nu există nici din partea guvernării care ne oferă schițe cu Castelul Bran sau îndeamnă saloanele erotice. Dar dumneavoastră nu v-ați vaccinat? Nu m-am vaccinat, am 34 de ani. Și nici nu intenționați? La un moment dat, după ce... Pe asta a spus și acum 3 luni. Sigur, am zis că o să fiu numărul 12 milioane 1 care se vaccinează. Bun, acum mai în glumă, mai în serios, colegii dumneavoastră și fanii dumneavoastră, cel puțin pe rețelele sociale, o să discutăm imediat și despre cum merge AUR pe rețelele sociale, sunteți acuzați de diverse finanțări, că finanțați Facebook-ul prin diferite instrumente de mass media și așa mai departe. Sigur, colegii să dumneavoastră, Facebook, pe cei de la Facebook să umble cu tricouri AUR, dacă tot îi finanță. E o discuție serioasă. Știți că partidele sunt monitorizate. Serios. Dumneavoastră sunteți anchetați de la cei de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru finanțările de anul trecut. Unde am depus și exact marile finanțări. Că noi am dat câteva mii de euro către Facebook, când partidele au bugete de zeci de mii de euro pentru mediul online și milioane de euro către mass media centrală, unde noi n-am avut acces. Deci AUR, spuneți dumneavoastră, nu finanțează o campanie antivaccin în România prin instrumentele pe care le dețineți, prin fanii sau prin membrii partidului dumneavoastră. Avem printre votanții noștri și printre membrii noștri și printre parlamentarii noștri oameni care s-au vaccinat și oameni care nu s-au vaccinat. Care este poziția noastră oficială AUR? Fiecare să fie lăsat liber să decidă. Ceea ce nu se întâmplă în momentul ăsta, vedem o discriminare pe baze medicale. Domnule George Simon, o secundă, dacă îmi permiteți. Libertatea de a alege este consfințită în Constituție și nimeni nu are nimic a discuta. Doamne ajută. Dar să când există o campanie coroborată, o campanie activă, finanțată de dumneavoastră împotriva vaccinării, una este să spui, domnule, e la liber, fiecare face ce vrea cu corpul lui, da, cu sănătatea lui, până la urmă, o decizie. Și una este să faci o campanie, înțelegeți nuanța, explicită împotriva vaccinării. Nu e cazul. Nu e cazul. Nu e cazul. Nu-și asumă copreședintele AUR acest lucru. Cu și nici partidul dumneavoastră. Nici o poziție antivaccinare, dar o poziție pentru informare ne asumăm. Ne asumăm să spunem că există și pericole și că există oameni care sunt obligați să se vaccineze. Asta nu înseamnă că suntem antivacciniști. Asta nu înseamnă că toate partidele politice trebuie să spună același lucru. Asta nu înseamnă că noi, dacă suntem un partid nou, cum e USR-ul, trebuie să mestecăm și noi ce mestecă USR-ul. Pentru că USR-ul este pe un curent din acesta globalist, mai anticreștin. Noi suntem pe un curent național și creștin. O secundă, că ajungem și la USR imediat. O nuanță, vedem imediat declarațiile premierului Cîțu, o nuanță în discuția asta, domnule Simion. Dacă spuneți că vă situați la mijloc și veniți, vreți să informați și pro și contra vaccinării, dați-mi un argument, uitați-vă în cameră, un argument pentru vaccinare. Sunt foarte mulți oameni care sunt vulnerabili, care au fost speriați și sunt cu psihicul la pământ și sunt înspăimântați de perspectiva de a se îmbolnăvi. Pentru acei oameni, pentru liniștea lor, pentru psihicul lor, care contează foarte mult în lupta cu orice boală, este bine ca acești oameni să se vaccineze. Și un argument împotriva vaccinării? Sunt mulți oameni care sunt panicați, speriați. Ca și ceilalți? Da. De perspectiva acestui vaccin, încă nu este testat suficient. Este până la urmă un vaccin experimental, care în momentul ăsta se experimentează pe scară globală. Și acei oameni nu trebuie forțați, nici dacă sunt cadre medicale, nici dacă sunt profesori, nici dacă lucrează într-un restaurant, de exemplu. Mulți patroni din Horeca și-au obligat angajații să se vaccineze împotriva voinței lor. Și de ce n-au raportat lucrul ăsta? Au raportat, ne scriu zilnic zeci, sute de oameni, de exemplu studenții de la UMF Iași, spun că nu sunt lăsați să participe la examen dacă nu se vaccinează.
Am avut cazul ăsta și la Craiova, a intervenit deputatul nostru de acolo. Florin Câțu vorbește despre măsurile ce vor fi ridicate la 1 iunie. Mai există un termen pentru 1 august. Vor fi măsuri progresiv ridicate în România, măsuri de restricție, odată ce campania de vaccinare merge bine. Ea nu prea merge bine. Asta e altă discuție. Să vedem declarațiile premierului Câțu. Eu am spus că este opinia mea personală că persoanele care s-au vaccinat ar trebui să aibă beneficii în societate dacă s-au vaccinat. Dar vom vedea cum vor arăta în final aceste măsuri și care vor fi ele. Este clar că de la 1 iunie vor exista mai multe măsuri care vor da, lua înapoi, sau vor da înapoi anumite restricții de anul trecut. Deja unele dintre ele am anunțat. Bineînțeles că știu problema cu evenimentele private și cu siguranță vom găsi o soluție să înceapă de la 1 iunie și aceste evenimente private. În acest moment discutăm mai multe scenarii pe care avem pe masă. Ceea ce este important de înțeles pentru toți românii, că de la 1 iunie vor exista relaxări pentru toți românii, indiferent de zona unde sunt. Să ținem minte că 1 iunie nu înseamnă relaxare totală. Înseamnă doar 5 milioane de persoane vaccinate, dacă ajungem acolo, înseamnă 30% dintre persoane care ar trebui să se vaccineze vaccinate. Deci este un prim pas important. Trebuie să mergem până la 1 august, urmează al doilea pas pe care vorbim de o relaxare totală. Singurul lucru major care s-a modificat în ultima lună de zile a fost această campanie de vaccinare. Este singurul element nou. Și este singurul element nou care explică evoluția ratei de infectare în România, sau de pozitivare în România, în toată țara, nu doar în anumite județe. Deci vedem o scădere semnificativă în toată țara. Ceea ce înseamnă că și presiunea pe spitale s-a redus și ceea ce înseamnă că este mai aproape de a reveni la normalitate. Și astăzi am discutat despre campania de vaccinare, despre accelerarea campaniei de vaccinare. Avem dozele necesare și nu avem nicio scuză la acest moment să nu atingem ținta pe care ne-am propus-o la 1 iunie pentru a face un pas important în relaxarea sau în a reveni la normalitate. Da, suntem în direct, anunț de ultimă oră, așadar copreședintele AUR, George Simion, ne-a dat argumente și pro-vaccinare și împotriva vaccinării. Ce o să faceți de la 1 iunie când o să rămâneți oarecum fără obiectul muncii? Pentru că se vor da drumul la restricții. Ați văzut, pe plajă se deschide sezonul, restaurantele deja sunt deschise în mare parte în capitală și o să urmeze un val de măsuri ridicate. Doamne ajută să se întâmple lucrul ăsta, asta ne dorim cu toții. Am văzut o declarație un pic mai ponderată a premierului Câțu, pentru că în ultimele luni ne-a obișnuit să ne numească teroriști și să spună că orice voce împotriva campaniei de vaccinare trebuie eliminată. Acum pare un pic mai echilibrat. Nu sunt de acord cu el că doar această campanie de vaccinare a scăzut numărul de cazuri. Vedem că orice virus are un ciclu de viață, are anumite valuri. Vedem și în alte țări ce s-a întâmplat. Dar important este că de pe data de 1 iunie putem ieși din această paradigmă în care suntem puși toți la grămadă. Cei care vor să se vaccineze, cei care vor să se protejeze împotriva acestui virus, au această opțiune a vaccinului și nu trebuie să depindă un român de altul, după cum nu trebuie antagonizați românii și nu trebuie să se învrăjbească cei care poartă mască contra celor care nu poartă mască, cei care sunt vaccinați împotriva celor care nu sunt vaccinați. Cei care nu poartă mască plătesc amendă. Dumneavoastră purtați mască? În mod obișnuit și de cele mai multe ori, da. Bună seara, Stelea Negrea, mulțumesc pentru intervenție alături de copreședintele AUR. Bună seara. Bun, avem așadar, l-avem pe George Simion în studio, care ne dă argumente și pro-vaccinare și împotriva vaccinării. Într-o zi în care, repet, cei de la AUR, domnule George Simion, sunteți acuzați într-un articol de presă, o să vedem iată anumite detalii, că finanțați campania antivaccinare în România. Tu cum vezi, Stelian, jocul politic al celor de la AUR? Bun, acum cei de la AUR care au fost etichetați ca fiind dreptele extremiști cu foarte multe dovezi palpabile, încearcă să se onorabilizeze și să găsească o cale de mijloc. Au fost luni de zile în care domniile lor
erau în stradă, scoțând lumea în stradă pentru împotriva acestei campanii de vaccinare, împotriva măsurilor restrictive. În general, domniile lor au suprafața permiteți să vă acest... contrazic, n-am ieșit împotriva campaniei de vaccinare, împotriva măsurilor restrictive aberante, dar am ieșit și am sancționat acest lucru, după cum, domnule Negrea, vreau să vă spun un lucru. Ați spus dumneavoastră, ați spus în spațiu public că va exista un val de infectări în urma protestelor la care am participat și noi. Nu a existat acest val. Bun. Deci domniile lor s-au fost, cum să, berbecii antivacciniști din România. Nu este adevărat acest lucru. Și acum încercă să se onorabilizeze, da? Pentru că nu încercăm decât să avem aceeași poziție pentru români. Anchetă pe fir, probabil că or fi descoperit niște dovezi privind finanțarea anumitor campanii. Ce este că domniile lor să vă onorabilizeze? Nu există, s-au pus singuri la colț, din care nu mai pot ieși, decât încercând acum un palet din ăsta politicianist pe care domniile lor, în general, înainte de a intra în politică, îl blamau consistent, cum făceau și cei de la USR, încearcă acum să o întoarcă oarecum ca la ploie și să ofere argumente și pro și contra, când până acum toată ascensiunea domniilor lor pe șichierul politic, da, 9%, vă aduc aminte, la ultimele parlamentare, un scor consistent, s-a bazat pe contestarea măsurilor de a ține oameni în case, s-a bazat pe... Domnule Mănăstire, da. Nu noi încercăm să oferim argumente pro și contra vaccinare. Dumneavoastră mi-a spus o întrebare și eu am răspuns. Ce le-ați spune celor care vor să se vaccineze? Ce le-ați spune? Eu v-am adresat întrebarea, da. Domnule Simion. Da. Întrebându-vă înainte de această întrebare, da. Dacă vă poziționa pro sau contra. Și dumneavoastră ați spus că dați argumente și într-o parte și în alta, da, pentru toți oamenii. Și eu v-am cerut pentru fiecare parte implicată în dispută câte un argument. Iar acum, domnul Negrea, în dulcele stil caracteristic al celor care susțin actuala guvernare și susțin măsurile restrictive care au fost aberante, multe dintre măsurile restrictive au fost aberante, încearcă să spună că vom deveni noi pro-vaccinare. Nu. Eu nu sunt avocatul lui Stelian, da, dar știu că când, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19, a avut săptămâni grele pentru care doi juniori, dar doi băieței frumoși și aia a fost foarte complicat. Nu e o fericire pentru nimeni și n-a fost o fericire, domnule George Simion, să respecti aceste măsuri, dar mulți le-am respectat. Deci să nu credeți că toți cei care vin cu argumentele raționale pentru vaccinare sau respectarea măsurilor le-au făcut dintr-o, cum să spun eu, că i-a convins guvernul sau a fost o mare bucurie și o mare fericire să respectăm aceste măsuri. Da, da? Domnule Mănăstire, dar permiteți-mi să vă spun că avem totuși libertatea de exprimare garantată de Constituție și noi am fost foarte blamați. Cei oficial raportați de Ministerul de Interne, 35.000 de protestatari de la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, au primit 6.500 de amenzi. Ori asta nu înseamnă libertate de exprimare și libertate de protest. Avem de a face cu un stat care își impune părerea asupra cetățenilor prin influenceri, prin presă, și prin intermediul instrumentelor coercitive, precum da, amenziile nu au fost date pentru ce ați scandat dumneavoastră sau pentru cei care cereau lucruri guvernului. Amenziile au fost date pentru distanțare și pentru măsurile de circulație. Nu pentru ce s-a scandat la proteste. Pentru la proteste. Măsuri pe care noi le contestam. Dar asta face parte din alt registru. Libertatea de exprimare este altceva. În România s-au învățat anumiți vectori de opinie că n-ar trebui să existe și altă opinie decât cea oficială. Ori asta este o apucătură dictatorială, o rămășiță a vechiului regim totalitar. Așa că dacă închiderea magazinelor la ora 6-9 nu ni s-a părut o măsură corectă sau închiderea sălilor de sport, mi s-a părut o măsură concretă, nu înseamnă că suntem antivacciniști, nu înseamnă că suntem conspiraționiști. Înseamnă că o parte din acest popor nu a fost lămurit cum se cuvine asupra măsurilor restrictive. Și trebuie cineva să le apere și drepturile acestor oameni fără a fi blamați sau a fi considerați pleava societății.
Dar de asta ne-au votat. Da, ne-au votat și oameni din mediul rural, unde USR-ul nu pătrunde. Da, în unele puncte de vedere am avut poziții și similare cu cei de la PSD, dar asta nu ne face PSD-și, cum domnul Mălin Bot, de exemplu. Dar aveți un parteneriat cu cei de la PSD în Parlament pe anumite proiecte, pe anumite... Avem voturi în care votăm la fel cu PSD-ul, după cum votăm la fel și cu USR-ul, chiar și cu PNL-ul. Ați votat cu USR-ul? Pe ce ați votat? Astăzi, la inițiativa noastră de acum o lună, am retrimis la comisie, avea aviz negativ, legea Zilei Românității Balcanice, a românii, meglenoromânii, istroromânii. S-a întors înapoi de la comisii cu aviz favorabil și am avut aproape o unanimitate pentru adoptarea pe 10 mai a acestei zile. Pe 10 mai se întâmplă mai multe evenimente istorice, este și proclamarea independenței. Bun, e interesant așadar, copreședintele AUR, aici prezent în studio, domnul George Simion, nu își asumă paternitatea sau nu își asumă din partea AUR finanțarea mai multor site-uri, mai multor pagini de internet, da, care promovează, domnule George Simion, așa cum o să vedem imediat, promovează mesaje anti-vaccin, anti-purtarea de mască, împotriva restricțiilor. Atenție, domnule Mănăstire, nu ne asumăm plata unei campanii anti-vaccin. Cum a spus dumneavoastră. Toți cei care controlează entitățile acestea și rog pe colegi, nu știu, să pună în wall articolul de la Presoan scris de Codruța Simina, sunt oamenii AUR. Sunt colegii dumneavoastră de partid. Sunt oameni care au opinii, sigur. Sunt oameni care au opinii. Puteți blama pentru faptul că au opinii? Nu. Este important care este poziția AUR, este important ce susținem noi și ce votăm noi, cred, da? Ori articolul acesta din Press One ce arată? Că avem și noi o sumă alocată pentru campanii pe Facebook, pentru promovarea interpelărilor și legilor depuse de AUR, când partidele mari au sute de mii de euro sau milioane de euro din subvenția de la stat, atenție, pentru că AUR refuză să ia pentru activitatea politică bani de la statul român. Am putea lua în acest an câteva milioane de euro de la statul român pentru propagandă. Partidele politice asta fac. Își iau USR-ul, de exemplu, a avut 10 milioane de euro. Sunteți obligați să luați banii aceștia? Suntem obligați conform legii să îi primim. Dar nu suntem, noi am declarat public, nu îi vom folosi în campania. Vedeți că o să vă facă politic. Dosar penal, știți, nu? Nu, nu îi folosim nici legea, cu altul destinat. Legea, domnule, pe și atunci ce faceți? Dacă nu puteți să îi folosiți pentru ce spune lege, da? Nu puteți să îi folosiți pentru altceva. Nici nu îi vom folosi pentru altceva. Returnați bugetului de stat? Eventual îi returnăm de la bugetul de eventual stat. Eventual sau? Am depus o inițiativă legislativă pentru modificarea legislației electorale să putem construi cu acești bani care vin din bugetul de stat un spital. Asta este planul nostru. Vrem să construim un spital. În conturile AUR, da. Acum au fost dați banii de subvenție conform legii pentru partide? Da, aveți bani în cont? Da. Câți bani aveți în cont? Nu știu, sunt niște sute de mii de euro pe care noi nu vrem să-i folosim și nu ne-am atins de ei. Și vă uitați la ei? Da. Asta cred că ne diferențiază, pentru că vrem să dăm un exemplu. Eu promisiune, n-am făcut multe promisiuni în campanie electorală. Am zis, domne, noi nu ne vom atinge pentru activitatea politică de bani de la bugetul de stat. Am depus și o altă lege care prevede eliminarea finanțării de la bugetul de stat pentru partidele politice, pentru că sunt zeci de milioane de euro din banii fiecărui contribuabil român care se dau către partidele politice. USR-ul are 10 milioane de euro și vreo 5 milioane de euro se duc către presă și Facebook. Acum că am dat noi 2000 de euro pentru a ne promova interpelările, legile, inițiativele, pozițiile către Facebook, da, am sponsorizat Facebook-ul cu 2000 de euro. Ne-au descoperit cei de la Press One, felicitări. Bună, nu e vorba, domnule Simion, să nu ducem în derizoriu articolul celor de la Press One. Ei au dezvăluit că mai multe publicații, gen, nu știu, patrioții.ro, critici.ro, vă citesc mai multe publicații, RoPress, RoVox, critici.ro, repet, da? Reclamă, da?
Le fac reclamă pentru că, să înțeleagă telespectatorii, nu vorbim în orb. Aici vorbim cu, cu informații, da? Aceste pagini, da, au promovat mesaje antivaccin. Eu nu am o problemă, adică să înțelegeți, să înțelegeți abordarea din această seară. Eu nu vă critic că cum să spun eu, că faceți această campanie. Critica este de ce nu vă asumați. Din moment ce instituțiile acestea de media sau nu sunt instituții de media. De marketing. Da, sunt vehicule de marketing, dar nu e presă. Da? Nu e presă. Multe televiziuni nu sunt presă. Ei, în momentul ăsta, multe site-uri care se consideră a fi presă nu sunt presă. Ce televiziuni nu sunt presă? Vedem multe televiziuni care mai mult fac can-can și sunt televiziuni de partid. Noi nu avem televiziuni de partid, nu am ajuns. Dacă am folosit cei 4 milioane de euro pe care îi avem de la bugetul de stat, am putea să ne deschidem și noi o televiziune sub o umbrelă sau alta. Dar nu o facem. Este știți? Legislație mai complicat cu CNA. Știți că există televiziuni de partid? Nu, pentru că și-au pus doar cei de la PNL. Dacă sunt televiziuni de partid, spuneți-le în direct, domnule Simion. Sigur, nu știți Metropola TV, de exemplu, că e a domnului primar de la Voluntari? Bună, nu există Metropola TV, în audiențe nu există, da, nu este măsurată pe audiențe Metropola TV. Stelian Negrea, așadar avem realitatea asta cu cei de la AUR, ci conducerea AUR, da, repet, și Claudiu Târziu, dar și George Simion, nu-și asumă nimica, se vede și în articolul acela de pe presă, nu-și asumă practic paternitatea acestor vehicule de marketing sau de promovare până la urmă online, dar avem faptele. Faptele arată că aceste vehicule, să le numesc așa, că nu sunt site-uri sau instituții de presă, promovează de multe ori mesajele împotriva vaccinării, repet, împotriva măsurilor și așa mai departe. Și fiecare, deci partidul nu finanțează aceste entități, sunt membrii de partid, nu? Nu, domnul Năstir, am zis că nu finanțăm campanii antivaccinare. Faptul că un site a dat 1000 de euro, că despre asta e vorba, 1000 de euro sau 2000 de euro pentru a promova articole legate de AUR, nu, și acele site-uri au articole în care pun la îndoială vaccinul sau pun la îndoială măsuri restrictive, nu mi se pare o problemă. Când faceți, mai avem un minut, când faceți un congres în Partidul AUR pentru a vă desemna o conducere? Avem o conducere, e stabilită pe 24 ianuarie. Păi aveți doi președinți. Păi avem doi președinți și avem în continuare. Vom avea doi președinți în continuare. Da? Și da. Cine va candida, dumneavoastră sau domnul Târziu la președinția României? Nu cred că niciunul dintre noi în momentul ăsta. Avem în vedere oameni valoroși pe care vrem să-i propunem la președinția României. Călin Georgescu? Nu, Călin Georgescu a fost propunerea noastră de prim-ministru. Păi și nu-l folosiți la candidatura pentru președinție? Dumnealui nu cred că își dorește să candideze la președinție, dar sunt mulți alți români capabili care ar putea fi o variantă la ce le oferă actuala clasă politică. Dumneavoastră, vreți să candidați? Ați văzut ce a pățit Barna, și-a unsat candidatura și... Și pac, au venit dovezile. Noi nu suntem așa de ipocriți. La dumneavoastră vin dovezile? N-au ce dovezi. N-am nimic în declarația de... Atunci candidați la președinție? La un moment dat. Nu cred că în 2024. Când? Următoarele... Nu știu ce ne rezervă viitor. Mulțumesc pentru prezență, George Simion. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Mâine, ministrul de interne, Lucian Bode, vine la dosar de politician. E un scandal mare la Ministerul de Interne cu această Academie de Poliție. O să vedem dezvăluiri mâine seară aici pe B1 TV. O seară bună în continuare, numai bine!